Mulțumesc. Bună ziua, vă spun și eu. În această săptămână dedicată protecției civile au fost desfășurate următoarele activități. Au fost organizate puncte de informare preventivă lângă Catedrala Nașterea Domnului, în centrele comerciale din municipiul Brăila, exerciții de evacuare în caz de cutremur în cadrul școlilor gimnaziare Anton Pan, Ion Creangă, Sfântul Andrei, Fănuș Neagu, Mihai Eminescu, Dimitrie Cantemir și o școală gimnazială din Comuna Unirea. În cadrul activităților au fost angrenate și serviciile voluntare pentru situații de urgență din toate localitățile. Au fost afișate materiale informative la sediile primăriilor, distribuite materiale preventive populației în locuri cu public numeros și în gospodării, în lăcașuri de cult și în unități de învățământ. Au fost ținute lecții deschise în care au fost prezentate tehnici de acordare a primului ajutor medical și modul de comportare în caz de cutremur la Liceul Teoretic Panait Cerna și Școala Gimnazială Dimitrie Cantemir. Ziua Porților Deschise a fost organizată pe data de 28 februarie, la care au participat elevi și cadre didactice din cadrul Liceului de Artă din municipiul Brăila, Liceul Teoretic Nicolae Iorga și Școala Gimnazială Dr. Luca. Au fost distribuite peste 1500 de materiale informative privind comportarea în caz de cutremur în cadrul activităților desfășurate. Pe data de 1 martie a fost organizată și desfășurată activitatea Miercurea Alarmelor, la care a fost acționat sistemul de alarmare la nivelul unităților administrative teritoriale în intervalul orar 10-11. Cu prilejul Zilei Protecției Civile din România, un ofițer și 3 subofițeri care au obținut rezultate foarte bune în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu au fost înaintați în gradul următor, un ofițer și 11 subofițeri din cadrul formațiunii de protecție civile au fost citați pentru activități, pentru rezultatele obținute în activitate. Cu ocazia Zilei Protecției Civile, în perioada 24-26 a 2-2023, s-au desfășurat competiții sportive în cadrul inspectoratului nostru de mini-fotbal, tenis de masă și șah, la care au participat pompierii instituției noastre.